6 medalii de aur la campionatul național de gimnastică pentru juniori. O performanță greu de atins și pentru gimnaștii consacrați. Dar el, Alex Urzică, demonstrează că va fi viitorul de aur al României. Este fiul marelui Marius Urzică și nu doar că îi calcă pe urme, dar multe voci spun chiar că e mai bun decât tatălui. Dar performanța se atinge greu. La doar 9 ani, Alex face în fiecare zi către 5 ore de antrenament în sala de gimnastică, dur și intens. Am văzut astăzi cu ochii noștri cum se construiește drumul către glorie. Am stat de vorbă cu Marius și Alex Urzică, un tată campion și un fiu care calcă pe urme. Tins, întins, bagă bazinul. Haide, hai. Termin cercul. Foarte bine. Haide, hai! Haide, poți! Bravo! Sunt încurajările unui tată care știe cât de dur este antrenamentul unui gimnast de performanță. La fel a muncit an la rând și Marius Urzică și a ajuns sus. Atât de sus încât este singurul român campion olimpic la gimnastică. Acum are o misiune poate chiar mai grea, cea de a-și îndruma fiul către succes. Poți, poți! Chiar dacă au obosit, trebuie să mai repetăm în continuare pentru a reuși să corectăm sau să învățăm unele elemente. Dar Alex, puștiul de 10 ani care practic s-a trezit în sala de antrenamente, este un luptător, un fenomen. Mă luau părinții cu ei la sală, deoarece n-aveau cu cine să mă lase acasă și mă lăsau în plasă să mă joc și așa am reușit să fac unele elemente pe care le-ați văzut astăzi. Te antrenezi câte 5 ore da. Și jumătate pe zi? Da, de la 2:30 până la 7:30. Mult. Mult, dar muncesc ca să devin campion ca data. Este singurul lui vis în materie de gimnastică, să ajungă campion. Singur, singur, nu te ajut, singur. Muncește de braț. Atâta poți? Nu! Ia să văd că poți, mamă. Pentru mine e wow așa când mă uit în sală. Care e cel mai greu aparat? Nu știu, care e cel mai dificil? Solul este cel mai dificil aparat, deoarece la sol trebuie să fac mai multe elemente grele și pentru că acolo am învățat să fac mai multe când eram mic. Deci... Dar restul e mai ușor decât la sol. Dar în același timp îmi place cel mai mult solul. Iar viitorul în ceea ce îl privește sună destul de bine. Asta într-un prezent în care gimnastica românească pare că și-a mai pierdut din suflu. Greul de-abia începe, de acum urmează să aibă competiții din ce în ce și mai multe și cu elemente și cu exerciții mult mai dificile. Pentru asta va fi nevoie să muncim enorm. Eu zic că mă depășește, într-adevăr, la vârsta mea, condițiile nu erau la fel de bune cum le vedeți aici în această sală la Lia Manoliu. La ultima competiție la care a participat, respectiv campionatul național de gimnastică pentru juniori, Alex Urzică a câștigat 6 medalii de aur din 7 probe la care a participat. Am fost mulțumit de mine, dar sper că la anul voi lua și la sărituri medalia și să le iau pe toate. 7 din 7, nu? Da. Iar Alex are și un mesaj pentru toți cei care vor să facă sport. Să muncească foarte mult și să încerce să-și îndeplinească visele. Cândva, cât de curând, și visul lui Alex va deveni realitate, iar noi, până când îl vom filma pe podium, rămânem cu o poză făcută împreună cu viitorul de aur al României. Acea fotografie va valora cu siguranță foarte mult peste câțiva ani. Mergem acum...